Bună oameni dragi! La rugămintea unui uh, domn am să postez uh, despre sera mea Olipini. M-a rugat să, să, postez despre ea, deci aceasta este sera mea Olipini. Îi spune Olipini pentru că vine de la un nume dat de indienii Aymara din America de Sud. În principiu, deci, este într-o singură apă, cum să zice, are 4 metri în partea de la coam acolo unde am montat eu deasupra panourile solare și 2 metri aici. Aici are 40 de centimetri din pământ. Deci toată sera este îngropată 1,60 m. 1,60 m plus 40 sunt 2 metri aici, 4 metri acolo. Principiile de bază sunt următoarele ale serei Walipini. În partea de nord, imediat o să mergem acolo. am dat e un pic de mespa pe aici, de mizerie, pentru că încă lucrez. Deci aici este partea de nord. În partea de nord și toată partea din pământ este construită cu saci cu pământ bătut, așa, până, până la nivelul acesta, cam așa, până aici cred că este, da? Cam până aici. După care am folosit balos de paie, altă tehnică de construcție și toată structura pe interior și pe exterior a fost acoperită cu plasă rapid și tencuită. Așa. Aici este scara, dacă vă întrebați ce e cu uleiul ăsta, este pentru o sobă care o voi adapta pe ulei. Și aici este ce am la momentul ăsta, este un pic de deranj pentru că nu m-am mai ocupat de ea de vreo două luni și aici avem de toate, inclusiv portocale nu știu cum să fac să rodească acel măslin care este bătrân avem avocado, avem de toate Stai avocado niște roșii care încă mai rodesc castraveți deci cam așa arată, da? ea este tencuită și este deasupra are policarbonat cu 5 straturi Lexan nu trebuie neapărat așa se poate face și cu plastic structura și cu lemn eu am investit ceva bani aici dar încă lucrez să îmbunătățesc aceste straturi înălțate aici ce am reușit să pun acum niște ceapă verde. Asta e singurul lucru pe care l-am pus. Și acolo, imediat, ce scuze pentru calitatea filmării cu telefon. Aici am mai adus niște flori și aici am adus niște frunze de nuc și urmează să construiesc al strat. Am vrut să fac un sistem acoponic, dar deocamdată nu am timp și nici bani pentru așa ceva. Deci cam, cam așa arată. Deocamdată nu i-am refăcut soba rachetă pe care o am în funcțiune. Dar urmează. Lucrăm la nestorsium. Astea sunt foarte bune. Sunt chiar comestibile. Cam așa arată. O zi bună vă doresc.